Bună ziua, stimați prieteni! Astăzi suntem la cea de-a 14-a întâlnire la analizele economice. Este un proiect comun IRIS Viitor, împreună cu Privesc EU. Celelalte analize pe diverse subiecte de interes major în Republica Moldova le puteți vedea sau pe pagina oficială Privesc EU, sau pe pagina IRIS Viitor, sau pe pagina mea ioniță.md. În rubrica din dreapta vedeți analize economice, apăsați și acolo veți putea urmări toate celelalte 13 ediții. Astăzi doresc să discutăm un subiect, după mine, interesant, care cel puțin eu n-am auzit niciodată să discute în Republica Moldova, înclinația spre economiile cetățenilor Republicii Moldova. Cu atât mai mult că avem și un motiv serios, anul trecut, în an de pandemie, nu e surprizător, dar este destul de interesant, a crescut simțitor înclinația spre economiile cetățenilor noștri. Trebuie să știm ce înseamnă înclinația în economii, care este ea și de ce cetățenii noștri au economisit mai mult în anul 2020 decât în alți ani. Dacă vă uitați atent pe graficul din spatele meu, veți vedea că în ultimii ani de zile noi atestăm o înclinație spre economia cetățenilor noștri negativă. Ce înseamnă lucrul acesta? Oamenii cheltuie mai mult decât câștigă și oamenii sunt împrumute, iar în anul 2020 noi din contră avem o înclinație pozitivă 2,1%. Ce înseamnă, de fapt, înclinația spre economie? El este un indicator sintetic care se formează în felul următor. Depozitele nete ale cetățenilor noștri din bănci raportat la veniturile lor. De aceea noi trebuie să știm la etapa inițială cel puțin două cifre. Care sunt veniturile populației, care au fost veniturile populației în 2020 și respectiv care, ce înseamnă depozitele nete, că este o noțiune care sună puțin altfel. Depozite am auzit, ce e asta, depozite nete mai puțin. Discutăm toate acestea pe parcurs, dar să ne oprim la ce, că în anul 2020 noi am avut o înclinație spre economii. Din perspectiva istorică, destul de redusă, dacă observați pe anii 90, 2000, oamenii noștri economiseau cam 6, aproape 7% din bani, acum am ajuns la 2%, ceea ce este mult. În anul 2021, iarăși înclinația spre economii este aproape 0,3%. De fapt, noi în ultimii ani de zile asistăm la un consum așa destul de puternic a cetățenilor noștri și mai puțin la economii. Asta nu este nici rău, nici bine. Apropo, indicatorul acesta că înclinația spre economie este mare sau este mică, nu înseamnă nici bine, nici rău. Important să înțelegem de ce este mare, de ce este mică. Deci, după cum am spus eu, înclinația spre economii este un indicator sintetic care se calculează foarte simplu câți din banii pe care au câștigat cetățenii noștri în anul 2020, în cazul dat, au fost depuși sub formă de depozite sau economii nete în sistemul bancar. Dacă ne uităm foarte atent, conform estimărilor mele, în anul 2020, veniturile monetare ale cetățenilor Republicii Moldova au fost 141 de miliarde de lei. De unde am luat această cifră? Destul de greu să calculez, sincer vă spun, este destul de complicat să calculez, dar cred că m-am apropiat de cel mai aproape, nu am calculat doar un singur element, mai avem ceva de lucrat ca să calculăm, dar ce luăm? Luăm toate salariile care le primesc cetățenii noștri oficial. După aceasta, la salarii mai adăugăm toate prestațiile sociale, pensiile, ajutorul din partea statului, tot ce primesc cetățenii noștri. Apoi adăugăm aici remitențele care vin de peste hotare. Nu uităm să adăugăm salariile în plic sau veniturile neoficiale care le primesc cetățenii noștri, mai adăugăm aici toate veniturile care le obțin cetățenii din activități agricole sau ceea ce mai câștigă oamenii, nu reușim încă să adăugăm veniturile din proprietate, de darea închiriei cetățenilor, cred că acest lucru vom face într-un viitor cel mai apropiat și vom putea calcula și veniturile din proprietate, însumând toate acestea, noi obținem care sunt veniturile monetare ale cetățenilor Republicii Moldova, să nu uităm că cetățenii noștri mai câștigă și sub formă nemonetară, sub formă de bunuri, servicii, anumite lucruri, noi vorbim despre veniturile monetare. Deci anul trecut cetățenii Republicii Moldova au câștigat 141 de miliarde de lei. Din acești 141 de miliarde de lei, 3 miliarde de lei ei au depus în bănci sub formă de depozite nete. De ce anume 3 miliarde și înseamnă depozite nete, discutăm cel mai târziu. Restul banilor nu au mers toți la cheltuială, din cauza aceasta, la sfârșit vă mai spun cu element, o parte micuță din bani noi am investit, sub formă de investiții în Republica Moldova, în principiu, cel mai mult ce poate face o persoană fizică, dar de fapt și în întreaga lume, este investește în imobil.
Voi spune aproximativ care sunt investițiile nete în imobil. De ce spunem investițiile nete în imobil? Din simplu motiv că în Republica Moldova anul trecut s-a tranzacționat mai mult de 28.000 de apartamente. Însă marea apartamente, mai avem și casă de locuit. Însă marea majoritate a tranzacțiilor sunt, vorbim despre case sau apartamente de mâna a doua. Când pe noi ne interesează investițiile nete în sensul că dacă unul a vândut un imobil și a cumpărat altul, noi nu avem o creștere de investiții. Pe noi ne interesează față de anul precedent cât s-a investit în imobilele noi. Deci ceea ce n-a fost, deci cu cât a crescut avuția noastră națională anul trecut prin intermediul investițiilor. Așa asta va fi la sfârșit, dar din nefericire pentru noi, fiind o țară săracă, fiind o țară cu venituri foarte micuți, cetățenii noștri cel mai mult cheltuie pentru alimentație, bătrânii cheltuie mai mult de 50% din bani pentru alimentație, după asta cheltuielile curente, ceva foarte puțin rămâne pentru investiții și pentru economie și mai puțin. Dar să le luăm pe rând. Deci, după cum am spus, înclinația spre economie, care în Republica Moldova este la nivel de 2%, a fost anul trecut, iar în prezent este de 0,3% sau aproape este 0% înclinația spre economie, prima este, trebuia să știm care este veniturile. Ce înseamnă depozitele nete, economiile nete ale cetățenilor noștri? Economiile nete tot este un indicator sintetic și care se calculează foarte ușor. Eu folosesc niște noțiuni, parcă așa, foarte complicate, indicator sintetic, dar în principiu totul este foarte simplu. Deci economiile nete, noi avem în vedere toți banii pe care cetățenii noștri au depus în bănci, minus creditele care le-au luat. Din cauza că o parte din cetățenii noștri aduc bani la bancă, iar altă parte au credite. Și atunci, cel care a luat credite, de fapt, el diminuează din economiile nete ale populației Republicii Moldova. De aceea, pe noi ne interesează economiile curate sau câți bani cetățenii noștri țin în bănci. Asta este suma tuturor depozitelor minus creditele luate de cetățenii noștri. Dacă vă uitați foarte atent, anul trecut mărimea economiilor nete a fost de 25 de miliarde de lei. Anul acesta deja avem 25,2 miliarde de lei, o creștere foarte micuță. Dacă ne uităm atent, economiile nete în anul 2020 a crescut cu 3 miliarde de lei, este maxima din ultimii 7 ani de zile, deci este maxima istorică din ultimii 7 ani de zile, și a doilea ca mărime din toată istoria Republicii Moldova. A treilea ca mărime. Un record am avut în 2012, apoi în 2013, după aceasta economiile nete ale cetățenilor noștri au înregistrat creșteri foarte micuți. În 2017, 18 și 19 economiile nete au fost negative. Ce înseamnă lucrul acesta? Cetățenii noștri au împrumutat mai mult decât au depus bani în bancă. Deci au dus o sumă de bani în bancă, iar au împrumutat mai mult. În anul 2020, economiile nete au fost net mai mari decât în anul 2019, de exemplu. Dacă în 2019 au fost minus 2,5 miliarde de lei, în 2020 am avut plus 3 miliarde de lei. Din ce cauză? Din simplu motiv că avem doi factori. Prima, cetățenii noștri au făcut depozite foarte mari și doi, au luat credite puține. Deci anul 2020 este caracterizat pentru un an de criză, dar este foarte interesant. Oamenii noștri nu s-au aventurat în cheltuieli și banii lor i-au depus la bancă și mai este cu un secret aici, dar vom discuta altă dată, în principiu în Republica Moldova, dar de fapt și în alte țări. Oamenii, neavând alte soluții financiare, neavând unde investi, oamenii investesc foarte puțin în imobil, alte soluții nu sunt, alte instrumente financiare nu sunt și atunci unicul instrument financiar rămâne depozitele în bănci. Și a doilea este credite anul trecut, comparativ cu anii precedenți, ritmul de creștere a fost cu mult mai lent. A crescut, dar nu atât de rapid. Haideți să le luăm la rând. Depozitele. Depozitele persoanelor fizice în sistemul nostru bancar, anul trecut au ajuns la 50,8 miliarde de lei. Dacă observați atent, este o creștere de 5,2 miliarde de lei. Este iarăși recordul de ultimii 7 ani de zile. Suma mai mare a fost doar în 2013, 5,9 miliarde de lei. În acest an, în primele 6 luni de zile, depozitele deja au ajuns la 54,1 miliarde de lei sau economiile cetățenilor noștri în acest an au cel mai rapid ritm de creștere. Deci, calculat pe lună, în prezent, depozitele cetățenilor cresc cel mai repede din toată istoria Republicii Moldova și dacă lucrul acesta va continua, atunci, la sfârșitul anului, noi vom bate recordul absolut și depozitele noastre se vor apropia destul de tare de 60 de miliarde de lei. Deci, asta este suma totală de bani pe care persoanele fizice le-au depus în bănci. Deci, pe de o parte, cetățenii noștri aduc bani în bănci și anul trecut au adus 5,2 miliarde de lei, pe de altă parte, ei iau banii din bănci sub formă de credite.
Și atunci trebuie să analizăm a doilea cifră, sunt creditele pe care cetățenii noștri le au. Aici trebuie să nuanțăm un lucru. Cetățenii Republicii Moldova se împrumută din două domenii. Se împrumută de la bănci sau de la sectorul nebancar. De bănci toată lumea știe ce avem în vedere. Sectorul nebancar este format din trei structuri de bază. Asociațiile de economie și împrumuturi, unde noi avem circa 1 miliard de lei împrumuturi, după aceasta companiile de microfinanțare, unde avem la nivel de în total 10 miliarde de lei, dintr-o cotă de vreo 2 miliarde sunt agenți economici și restul sunt persoanele fizice, și companiile de leasing, unde cetățenii noștri procură în leasing de regulă automobile. Deci toate tipurile de împrumuturi luate împreună formează povara sau îndatorarea persoanelor fizice în Republica Moldova. Vreau să vă spun că cetățenii noștri, în special după criza bancară din 2014 și atunci când băncile în principal nu aveau pe cine credita, cetățenii noștri foarte activ s-au lansat în proiecte de împrumut. Dacă să ne uităm atent, noi în ultimii 5 ani de zile avem o creștere a volumului din împrumut de 3 ori. Practic avem o explozie a împrumuturilor în anul 2018-2019. Dacă vă uitați atent în graficul din spatele meu, veți observa că anul trecut, de fapt, noi am avut o creștere a gradului de îndatorare a cetățenilor mai mic decât de obicei și aceasta este legat de criză. Dacă ne uităm, anul trecut volumul de credite a crescut cu doar 2,2%. Cu 2,2 miliarde de lei și au ajuns la 25,8 miliarde de lei. În acest an, noi în jumătate de an deja avem o creștere de 3,1 miliarde de lei, mai mult decât tot anul trecut și am ajuns la 28,9 miliarde de lei. Cea mai mare parte a creditelor sunt luate de la bănci și o parte mai micuță sunt luate de la sectorul nebancar. Nu voi dezvolta foarte mult această temă, cu altă ocazie vom vorbi despre de cum și de unde se împrumut cetățenii noștri. Respectiv, noi avem anul trecut am avut 50,8 miliarde de lei depozit în bănci, 25,8 miliarde de lei credite luate din bănci și creditele nete am avut la nivel 25 de miliarde de lei. Această creștere a depozitelor nete de anul trecut cel mai mult se explică prin aceea cu oamenii noștri. Au depus mai mulți bani și s-au împrumutat mai puțin. Respectiv, înainte de a finaliza, să uităm totuși care este gradul de îndatorare a cetățenilor noștri. În acest an, după cum am văzut, la ziua de astăzi cetățenii noștri au datorii în bănci și în sector nebancar la nivel de 29 de miliarde de lei. Este mult sau puțin acești 29 de miliarde de lei? Pe mulți asta îi sperie. Apropo, ca să calculăm așa, trebuie să salariu pentru 6 luni de zile ca să întoarci toate aceste datorii. Deci, practic, oamenii au datorii de jumătate de an de lucru. Deci, toți împreună, dar nu au toți împrumuturi, unii au foarte mari. Cel mai corect se calculează datoria, gradul de împovărare a persoanelor fizice cu datorii raportat la PIB. Dacă vă uitați în gradul din graficul din spate, atunci veți vedea că în prezent gradul de îndatorare a persoanelor fizice a ajuns la 13,8% din PIB, sau ceea ce este de 3 ori mai mult decât a fost acum 10 ani urmă, când era doar 4,5% din PIB. Deci cetățenii noștri au o îndatorare sau o povară de datorii de 13,8% din PIB și anul acesta cred că ne vom apropia de 15%. Este mult sau puțin. Totul se ia prin comparație. Țările din regiune, țările unde suntem noi, România, Bulgaria, gradul de îndatorare este undeva la nivel de 18-20%, țările din Uniunea Europeană, gradul de îndatorare este 55-60%. Altfel spus, Republica Moldova, chiar dacă oamenii noștri acum se împrumută foarte mult, totuși gradul de îndatorare a cetățenilor noștri este foarte redus. Un lucru care ar fi, să-l spunem, în apărarea cetățenilor noștri este că cea mai mare parte din împrumuturi care se ia în ultimul timp se ia pentru procurare de imobil. Deci, de fapt, nu merge pentru consum. Merge foarte mult la consum, dar o parte importantă din împrumuturi se ia nu pentru consum, dar se ia pentru procurarea de imobil. Deci, după cum am spus, cetățenii noștri în prezent au un grad de îndatorare de aproape 14% și ne vor apropia de 15%. Pe final, încă două elemente care cred că vor fi interesante. Deci, această înclinație spre consum, nu este una foarte redusă și este caracterizată de sărăcie și este caracterizată și de cultura slabă de a utiliza resurse financiare, de a utiliza instrumente financiare. Cu toate acestea, cetățenii noștri în ultimii ani de zile dau dovadă de un consum a serviciilor financiare mult mai ridicat decât a fost în alți ani. Pentru aceasta am să vă arăt iarăși următorul grafic, ultimele trei grafice vor mai fi. Următorul grafic este gradul de penetrare
al serviciilor financiare în rândul populației. Sau altfel spus, câte servicii financiare consumă cetățenii Republicii Moldova și el se calculează foarte simplu. Suma tuturor depozitelor, suma tuturor creditelor. Altfel spus, relația cetățenilor Republicii Moldova, vorbind doar de persoane fizice, cu sistemul bancar și sistemul nebancar, cât este de mare? În prezent, volumul tuturor contractelor pe care le are cetățenii noștri cu băncile și cu sectorul nebancar se ridică la 83 de miliarde de lei, dintre care 55 de miliarde de lei, vă aduceți aminte, sunt depozite pe care oamenii noștri le-au în bănci și 28 de miliarde de lei sunt creditele pe care cetățenii noștri le-au luat fie din bănci, fie din sectorul nebancar. Este mult sau puțin 83 de miliarde de lei? Uitați-vă că în 2010 volumul total de contracte pe care le aveau cetățenii noștri cu sectorul financiar, unde intră băncile și nebăncile, erau 22 de miliarde de lei. Evident, nu ar fi corect să comparăm leii din prezent cu leii din 2010. De aceea, noi avem un indicator foarte simplu, care este gradul de penetrare serviciilor financiare în rândul populației, raportat la PIB. Și în graficul de mai departe, observați, în prezent, gradul de penetrare serviciilor financiare în rândul populației este la nivel de 39,3%, s-au atins cota istorică maximă, noi am avut precedentul record, am avut, dacă ne uităm atent, 2007, când a fost aproape 32%, după aceasta criza din 2009 ne-a dus o corecție și la noi gradul de penetrare sau gradul de utilizare serviciilor financiare de cât populația a scăzut până la 26%, iar din 2010, iarăși cu o mică repauză în 2014-2015 când am avut criza financiară, în prezent noi asistăm la o creștere din ce în ce mai mult a implicației sau a relațiilor din cetățeni și instituții noastre financiare. În prezent, volumul de relații sau de contracte dintre cetățeni și sistemul nostru bancar este la nivel de 40% din PIB sau 83 de miliarde de lei sunt banii pe care au luat cetățenii noștri. Și după cum am spus, din toți banii pe care avem noi, noi practic majoritatea banilor îi cheltuim și foarte puțin economisim, deci dacă ne uităm atent economiile nete din toată perioada noastră, de la independență până în prezent, altfel spus, în toți anii, 30 de ani de când suntem noi, economiile nete ale cetățenilor noștri sunt la nivel de 25 de miliarde de lei, ceea ce este aproape de două ori mai puțin decât remitențele care le primim noi într-un singur an. Deci noi, nu că banii noștri care îi câștigăm în țară, dar nu nici banii care primim din exportare, nu reușim să economisăm și în toți acești ani de independență, noi am economisit în total mai puțin decât primim într-un an sub formă de remitență. Și unica ce mai facem noi, ceea ce ne aduce o mică scuză, sunt investițiile în obiectele noi. Deci, astăzi doar anunț așa un grafic nou, dar vom avea o analiză specială cât investesc cetățenii noștri în imobil. Dacă ne uităm atent, în anul 2020, cetățenii noștri în construcții noi, și aici am inclus construcții noi finisate, deci apartamente și locuințe pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cetățenii noștri au investit aproximativ 9 miliarde de lei, ceea ce reprezintă recordul istoric din toată etapa. Precedentul record în valoare reală era cu mult mai mare, a fost în 2008, însă atunci, de fapt, nu s-a investit atât de mult, cât valoarea, nu, s-a investit mult, însă ca volum era cu mult mai puțin. Anul trecut noi am avut cel mai mare volum de construcții dat în exploatare din istoria noastră. În 2008 a fost cu mult mai puțin, însă atunci prețurile erau cu mult mai mari. Scurt este în felul următor. Concluzia este următoarea. În Republica Moldova, datorită sărăciei care suntem noi, gradul sau inclinația spre economia populației este unul destul de redus. În anul 2020, datorită crizei, inclinația spre economia a crescut destul de puternic și este determinată de doi factori. Oamenii au strâns mai mulți bani și au împrumutat mai puțin. În ultimii ani de zile asistăm la o creșterea consumului de servicii financiare. În prezent noi am ajuns la 83 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă 40% din produsul intern brut și cetățenii noștri foarte timid investesc în imobil, în alte domenii de investiții nu prea avem. În acest an credem că veniturile totale, monetare ale cetățenilor noștri va depăși, prognoza inițială este 155 de miliarde de lei, dar cel mai probabil ne vom apropia de 160 de miliarde de lei, dintre care economiile nete cred că vor fi la nivel de 1 miliard, maxim 1 miliard și jumătate de lei. Restul vor merge
parțial la investiții, iar cea mai mare parte va merge la consum, produse alimentare și alte tipuri de produse. Vă mulțumesc pentru faptul că ați fost alături de noi. Încă o dată vă reamintesc că Analizele Economice este un proiect comun IDES Viitor Privesc Eu. Ne puteți găsi pe pagina de Privesc Eu, pagina IDES Viitor sau pe pagina mea ionita.md. Ne vedem data viitoare, unde sper că vom discuta despre creditarea netă a sectorului real a economiei, care anul trecut, după mulți ani de scădere, am înregistrat prima creștere după vreo 7 ani de zile de scădere. De ce acest lucru s-a întâmplat? Care este explicația? Vom vorbi data viitoare.